Doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile zilei. Făgărășenii care nu și-au plătit facturile de apă canal rămân fără apă la robinet. Furnizorul de servicii amenință cu debranșarea pentru că s-au acumulat restanțe uriașe la consumul de utilități. Lipsa personalului de la serviciul de ambulanță de la spital a produs tragedii în câteva familii din Făgăraș. Dacă în cel mai scurt timp nu sunt luate măsuri, Făgărașul și zona riscă să rămână fără asistență medicală de specialitate în caz de urgență. Acțiune de strângere a câinilor fără stăpân. O asociație pentru monitorizarea și protecția animalelor capturează 4 pedele și le transportă la adăpostul propriu din Codlea. Acolo animalele sunt date spre adopție. Făgărașul este municipiul unde taxiurile nu circulă după ora 21 până a doua zi la 6 dimineața. 4 dispecerate sunt autorizate, dar mulți patroni ai firmelor de taximetrie se confruntă cu criza de personal. Făgărășenii care nu și-au plătit facturile de apă canal pot rămâne în plină vară fără apă la robinet. Furnizorul de servicii amenință cu debranșarea pentru că s-au acumulat restanțe uriașe la consumul de utilități. Peste 2 milioane de lei, aceasta este suma pe care o are de recuperat de la Răuplatnici sucursala din Făgăraș a societății Apă Canal Sibiu, iar datoriile mai vechi de 45 de zile sunt de aproximativ 1,5 milioane de lei. Stadiul datoriilor nu prea facem pași în sens pozitiv, în sensul că încă nu s-a înțeles că trebuie ca acest serviciu să fie plătit. Și, din păcate, restanțele cele mai mari sunt la populație, respectiv asociațiile de locatari și populația de la case, care este în jur de, au datorii în jur de 93%, 94% din toate creanțele noastre. Iar asociații de locatari, aproape 90%. Aici sunt marile probleme. Noi deja am demarat o serie de acțiuni cu asociațiile de proprietari, prin care îi chemăm la discuții și la o eșalonare a datoriilor, iar acolo unde acest lucru nu va fi înfăptuit, nu vor dori sau se vor trece la debranșări, acționările în judecată și recuperarea creanțelor pe alte căi. Dacă se închide apa, cei mai afectați de această măsură drastică și pe nedrept luată sunt abonații făgărășeni cu plata la zi a consumurilor. Oamenii au cerut în repetate rânduri ca operatorul de servicii să le aprobe contractele individuale. Conducerea sucursalei din Făgăraș susține că abonații cu facturile la zi pot începe aceste demersuri, însă pe cheltuiala proprie. Există un regulament al nostru prin care se pot realiza separarea pe fiecare apartament în parte și pot fi realizate apoi contracte individuale. Condiția esențială este că aceste lucrări care pică în grija utilizatorului să fie realizate și debitele la timpul respectiv să fie egal cu debitul, să fie egal cu zero. Adică să nu existe debite. Și apoi se pot face contracte individuale. De ani de zile, sucursala de apă canal se confruntă cu recuperarea sumelor restante de la populație. Cele mai mari datorii le au asociațiile de proprietari, în proporție de 93%, iar restul, populația care locuiește la case. Conducerea societății amenință cu debranșarea, iar datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de 5 zile de la avizare nu își achită restanțele. În vizor sunt și agenți economici care uită voit să treacă pe la caserie, spun reprezentanții de la apă canal. Asociațiile de proprietari, dar și abonații ale căror datorii sunt foarte mari, se pot prezenta la sediul societății pentru încheierea proceselor verbale de eșalonare. Urgențele medicale ce necesită transportul cu ambulanța sunt în aer la Făgăraș. Lipsa de personal la serviciul de ambulanță de la spital a produs tragedii în câteva familii din orașul nostru. Doar în ultima lună, 3 persoane care aveau nevoie urgentă de ajutor au murit din cauza că pe ambulanță nu sunt medici. A fost scandal mare pe această temă, iar șefii ambulanței din Brașov au organizat la spital o ședință fulger pentru a găsi soluții.
Am participat acum aproximativ o lună la ședința substației de ambulanță Făgăraș cu managerul ambulanței Brașov. Aici există o problemă de lipsă de personal, în sensul că medicul care lucrează la ambulanță era în concediu medical, au fost și două cazuri grave, au murit doi pacienți care nu au avut asistență și transport asistat de urgență pe o ambulanță cu medic, din cauza că în substație, pe perioada zilei, nu existau ambulanțe cu medic, domnul doctor, cum v-am spus, fiind în concediu medical, iar pe timpul nopții s-a asigurat linia de gardă cu medicii de familie. Am propus la această ședință managerului ambulanței Brașov ca să rezolve această situație, în sensul că domnia sa a promis că va trimite o ambulanță pe timpul zilei până la ora 3 cu medic în zonă, care să intervină în cazul unei urgențe. Din păcate, a fost o situație în care acest lucru nu s-a întâmplat și a mai murit un pacient pe drum. A sosit o ambulanță doar cu asistentă și nu a mai putut fi salvat. Lucrurile scapă de sub control la serviciul de ambulanță de la spital și dacă în cel mai scurt timp nu sunt luate măsuri, Făgărașul și zona riscă să rămână fără asistență medicală imediată de specialitate în caz de urgență, atunci când omul sună la salvare. Doctorul de pe ambulanță se va întoarce, nu este, spunem noi, suficient. Vom face un memoriu în numele autorității locale, a tuturor cetățenilor din țara Făgărașului către ambulanța Brașov și către Ministerul Sănătății să bugeteze măcar două posturi de medic la substația Făgăraș, iar primăria Făgăraș se oferă ca din bugetul local să cumpere două ambulanțe pe care să le doneze pentru substația Făgăraș, pentru toți locuitorii din țara Făgărașului, ambulanței. Ambulanța face parte, este în subordinea Ministerului Sănătății. Sigur, este o chestiune de interes local. Noi ne-am oferit să reprezentăm comunitatea locală la aceste discuții și vom face tot ce ne va sta în putință ca aceste probleme să fie rezolvate. Faptul că nu sunt finanțate aceste posturi depinde de Ministerul Sănătății. Vom face toate diligențele ca lucrul ăsta să se întâmple. Nu este posibil. Am spus și în ședința de Consiliu Local, pe o stradă atât de periculoasă, cum este cea dintre Făgăraș și Brașov și spre Sibiu, cu multe accidente, să nu existe medic la ambulanță permanent și linie de gardă. Dacă nu avem medici pe ambulanță, nu avem nici mașini la substația din Făgăraș. Dacă sunați ziua, ambulanța vine fără medic, iar noaptea linia de gardă o asigură medicii de familie. În prezent, la substația din Făgăraș a serviciului de ambulanță lucrează un singur medic, Viaceslav Condrea. Pentru că numărul câinilor fără stăpân este în creștere la Făgăraș, administrația publică locală a luat măsuri. Astfel, începând de ieri, o firmă de ecarisaj adună câinii comunitari de pe străzi. Totul a fost posibil după ce municipiul a aderat împreună cu 12 localități din județ la o asociație pentru monitorizarea și protecția animalelor. Ședința ordinară de Consiliu Local de luna trecută, am adoptat o hotărâre și municipiul Făgăraș a intrat ca membru într-o asociație care are până în momentul de față, fără primăria Făgăraș, 13 unități administrative și are în subordine un serviciu de ecarisaj. Deja am făcut toate procedurile legale, am plătit acea sumă de care era nevoie, deci este o cotizație de intrare ca membru în asociație de 200.000 de lei cu plata în două tranșe, iar în fiecare an ulterior o cotizație de 100.000 de lei. Banii pe care noi i-am fi cheltuit în fiecare an, dacă nu intram în această asociație, era de 250.000 de lei. Adică vom ajunge undeva la jumătate suma pe care o cheltuiam anii trecut.
Făgărașul are un adăpost pentru câinii fără stăpân deschis de mai multă vreme în incinta platformei chimice. Gestionarea acestuia s-a dovedit a fi însă dificilă din cauza că asociația care s-a ocupat până acum de întreținerea și de îngrijirea patrupedelor nu a întrunit condițiile impuse de Direcția Sanitar-Veterinară. Primăria Făgăraș a scos în repetate rânduri la licitație acest serviciu, însă fără succes. Ori nu s-a înscris nimeni, oricine s-a prezentat nu a întrunit cerințele impuse de lege. Odată cu rezolvarea acestei probleme, câinii prinși pe stradă ajung la adăpostul din Codle al asociației și dați spre adopție. De ieri acel serviciu a venit și a început să strângă câinii vagabonzi din oraș și îi duce la adăpostul asociației din Codle. Adăpostul de la Făgăraș, noi o să renunțăm la autorizația pe care noi o avem, iar el va fi pus la dispoziție, nu știu, pentru a fi închiriat sau pentru altă destinație. Câini fără stăpân există în multe dintre localitățile județului. Astfel, la Asociația pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor au aderat Râșnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânt Petru, Feldioara și Preșmer. Făgărașul este municipiul unde taxiurile nu circulă după ora 21 și până a doua zi la 6 dimineața. Așa a ajuns orașul nostru unde se pare că nu mai rentează serviciile de taximetrie după o anumită oră din lipsă de clienți, spun firmele de profil. Iar cei care au nevoie de un taxiu pe timpul nopții spun că nu au de unde să-l ia. La Făgăraș sunt 84 de taxiuri și conform legii, în orașele cu număr de taxiuri sub 100, nu este obligatoriu să funcționeze un dispecerat. După cum afirmă consilierul pe aceste probleme din cadrul primăriei Făgăraș, Andrei Filip, stațiile sunt împărțite în aproape toate cartierele orașului. Doar 4 dispecerate sunt autorizate, dar mulți patroni ai firmelor de taximetrie se confruntă cu criza de personal. Ei spun că mulți șoferi au vârsta medie peste 50 de ani, au probleme de sănătate și nu pot lucra în ture de noapte. Mai mult, patronii mai invocă faptul că între orele 1:30-5:30 este un interval de timp mort, în care nu se justifică cheltuiala cu combustibilul, mai ales în lunile reci. Astfel că, spre exemplu, unul dintre dispecerate a decis să aibă ca orar de funcționare intervalul 6:24. Părerea mea este că trebuie făcute condiții de muncă pentru toți oamenii. Sunteți patron? Nu sunt patron, sunt angajat. Nu e mulțumit de lucruri de parcare, nu avem condiții de muncă. Păi aici e vorba de noapte. Păi da, deci din moment ce nu avem condiții de lucru ziua, nici noaptea. Și până la ce oră funcționează? Păi la 12 ore. Sunt particularii care stau și ei, nu stau, se retrag la miaz, deci ei la miaz nu stau. E caniculă, e, ce știu, diferite motive. Noi care lucrăm la program normal, suntem și noi puțini, lipsă de șoferi, deci e un haos total. Deci poliția tot timpul vine pe noi, dar nu unde să le punem. Unde? Că ne-a pus pe școli acolo, pe ce să facem acolo? Să vedem pe Tantiliana cum întinde rufe? Aici este nucleul, nu? Aici se pleacă, la piață trebuia una făcută lângă. Vine săraca bătrânică cu două pasanale până aici, e distanță. Dacă ne cheamă pe noi, noi stânga n-avem voie, trebuie să ocolim roată. Deci, nici cum nu-i bine. Deci au încercat ei să facă ceva conducerea, primăria, dar nu le-au gândit totuși bine. Ei sunt firmele care sunt de noapte, doamne. Dacă lucrez în fiecare zi, vă dați seama că nu pot să vin, și să lucru noaptea și dimineața a doua zi să fiu op, să pot să muncesc, să ies la lucru. Taximetriștii plătesc la primărie autorizația de transport pentru o perioadă de 5 ani. Costă 600 de lei. Anual mai plătesc și autorizația de taximetrie, care costă 50 de lei. Printr-o hotărâre de Consiliul Local, primăria a stabilit ca operatorii de taximetrie să perceapă un preț maxim de 2 lei și 50 de bani per kilometru. Mai mult, o conduită corespunzătoare a taximetriștilor, adică ținută decentă la volan, la fel și comportamentul cu clienții. Vestea bună este că se pare că puteți găsi totuși un dispecerat, susțin reprezentanții compartimentului de specialitate din primărie, care funcționează și noaptea și se află pe strada Negoiu.